Sămânța lui va fi puternică pe pământ și neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea lui dăruiește în veci. Salut! Astăzi dimineața am plecat din Comuna Covasna, ne îndreptăm spre Ploiești. Este o dimineață cam ploioasă, dar nu numai de către ea, este bună. Când și soarele arzător o face bine, așteptăm să vină și ceilalți. Este prima oprire și tăm tot în ei. Doamne ajută! Dreaptă și sub suta de kilometri. Am mers foarte cu bine și ziua 23, o zi chiar foarte frumoasă, foarte bună, din punct de vedere și al climei și al stărilor. Este, să zicem, a doua zi după întrerupere. Ieri a fost încălzirea cu vreo 20 și ceva de kilometri, astăzi cred că am trecut de 40. Se resimt picioarele din nou, ca de obicei. E imposibil să nu te doară ceva după 40 de kilometri, dar sunt dureri asumate, fac parte din jertfa noastră și chiar ne face plăcere și ne simțim bine în această atitudine. Un alt aspect interesant observat în post este că mintea se calmează și începe să devină constructivă. Nu mai divaghează cum face de obicei în viața normală, ci începe să se joace frumos cu idei constructive. Astăzi am fost mai tăcut, am avut asemenea, este și un moment de introspecție acest pelerinaj, acest drum. E chiar o invitație și o înclinație către introspecție. Și plecând de la anumite feedback-uri pozitive, păreri și încurajări ce am primit și personal și am și văzut pe Facebook în legătură cu acest pelerinaj, având în vedere că ne apropiem de final, mai sunt două zile, mă încearc un sentiment de... Sunt bine, sunt copleșit de mulțumire, asta este foarte profundă. Dar mă încearcă un sentiment de nostalgie, de părere de rău, că se încheie. Ne-am obișnuit în fluxul ăsta, ne-am obișnuit cu această atitudine interesantă, plăcută, cu grația asta care o simțim. Și
plecând de la aceste feedback-uri de pe Facebook, ceva de genul întrebări se mai face și la anul? Eu personal îmi doresc și mi-aș dori ca acest gen de pelerinaj să rămână un gest de jertfă al poporului român, făcut pentru Dumnezeu, așa, măcar o dată pe an, și să aibă fiecare om posibilitatea să facă o dată în viață un milion de pași pentru Dumnezeu, un post și rugăciune. Mie mi s-ar părea fabulos, fabulos. Mulțumim. Astăzi, ziua 23, a fost o zi foarte, foarte plăcută pentru mine. Temperatura răcuroasă, a diat vântul și am mers doar pe drum drept. S-a sfârșit cu bine, sunt bucuroasă că am ajuns aici. Noi avem o zi și formă în timp. A fost o altă zi frumoasă, mai bună decât ieri, durerile au dispărut. Deci, e adevărat că durerile vindecă și ne apropiem din ce în ce mai mult de București. Îl chiar îl mirosim, îl vedem. Eu sunt în a cincea zi. Azi a fost o zi liniștită. Fiecare zi a fost liniștită, dar m-am simțit mult mai bine decât în primele zile. Mai avem o zi și jumătate. Și Doamne ajută să fie bine. Mulțumesc! În primul rând vreau să mulțumesc Dumnezeu pentru ziua de astăzi și pentru toate zilele pe care le-am parcurs în acest drum. Spunea un părinte de la Sfântul Munte Athos că cel mai puternic om din lume este omul care se poate învinge pe sine. Personal, nu eram atât fizic cât și spiritual, nu eram mulțumit în totalitate. Iată că a fost motorul care mi-a dat voie să fac acest lucru. Deci pe mine mi-a ajutat acest post terapeutic cu apă. M-a ajutat să găsesc calea cea mai simplă și cea mai ușoară. Este ușor să trăiești o zi doar cu apă, ținând post, și prin exercițiu, ușor, ușor, poți ajunge la acea stare pe care Sfinții Părinți tot o spun din fața altarilor și spun: oameni buni, post și rugăciune. Când faci post, păi ai posibilitatea să te și rogi rugându-te, ai îndrăzneală, parcă simți că ai altă îndrăzneală către Dumnezeu. Așadar, am încheiat ziua 23. A fost o zi bună, deși obositoare, și trebuie să trag un semnal de alarmă aici pentru cei care ar, să zic, pe viitor ar posti și ar merge la serviciu sau ar face efort, cum am făcut și noi acest efort de a merge pe jos. Este foarte important ca să doarmă bine noaptea, pentru că în mod firesc energia ne-o luăm din alimentație, dar de această dată, dacă nu mai consumăm alimente, energia ne-o reacumulăm sau o acumulăm, ne-o refacem în timpul nopții, în timp ce dormim. Așadar, pe timpul nopții ar trebui să se doarmă probabil un minim de 6-7 ore. Bine ar fi pentru oameni să doarmă poate spre 9 ore, dacă au acest program de post și muncă sau oboseală. În lipsa acestor ore dormite, energia nu reușește să se acumuleze și apar două probleme importante. 1. Un fel de moleșeală psihologică, un dezinteres față de ceea ce se întâmplă în afară, nu mai ești participativ la acțiunile societății, și a doua problemă ar fi una de natură fizică, bineînțeles că vei fi mai moleșit fizic, mai amețit, mai amărât și așa mai departe. Poate că somnul bun și dușul sau baia, spălarea, clătește așa un pic și dă o revigorare organismului, și bineînțeles masajele sunt foarte importante. S-a terminat ziua 23, mai avem două zile, o zi jumătate, două zile. E aproape gata, suntem foarte bine. Am mulțumit lui Dumnezeu astăzi pentru că ziua a fost extraordinar de bună și toate zilele acestea au fost binecuvântate de la Dumnezeu. N-am avut niciun fel de problemă logistică de niciun fel
și vremea a fost mai mult decât extraordinară. Deci a fost un pelerinaj binecuvântat din toate punctele vedere și abia așteptăm să-i ducem Domnului Hristos această jertfă și să o punem la Catedrala Mântuirii Neamului. Mai vorbim!